Sunt astăzi la Dragomirești, aici unde Consiliul Județean Neamț investește într-un centru pentru persoanele cu nevoi speciale, pentru persoanele cu dizabilități. Avem aici 7 case sociale, locuințe protejate, unde cei cu nevoi speciale care se află la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor locui. Sunt case cu condiții așa cum trebuie să le aibă orice copil normal sau cu dizabilități dintr-o familie normală. Am creat condiții de locuit și condiții de trai similare celor din familiile noastre. Mă bucur să văd că proiectul prinde contur, mă bucur să văd că avem aici un proiect care va fi, din punctul meu de vedere, un proiect de bună practică și un proiect etalon pentru serviciile sociale din România. Sper ca în cel mai scurt timp să finalizăm proiectul și să putem să mutăm aici bolnavii din centrele vechi, din centrele de GASPC-ului care sunt construite de pe vremea comunismului. Așadar, dragi nemțeni, ne revedem în zilele următoare pe alt șantier al județului Neamț. Mulțumesc!